Printr-un ordin al Ministrului Educației emis în luna martie anul trecut, șahul ar urma să fie predat în școli ca materie opțională. Acest deziderat dorit de foarte mulți iubitori și susținători ai sportului va fi implementat însă abia de anul viitor. Până atunci, Federația Română de Șah și cei din Ministerul Învățământului sunt deciși să doneze circa 5.000 de seturi didactice în peste 500 de unități de învățământ din țară. Așa se face că în cursul zilei de luni, cei care au pus umărul la realizarea acestui obiectiv au venit la Giurgiu tocmai pentru a-i sprijini pe elevii care vor să dezlușească tainele acestui sport, oferindu-le materialele didactice necesare. Sunt aici ca să donăm acele seturi didactice care cuprind seturi de șah pentru a putea practica șahul în școlile pe care dumneavoastră l-ați desemnat împreună cu Ministerul Educației și vreau să subliniez că e decât un prim val de donații la Federația Română de Șah, vor urma și altele, fiind un județ mai mic, probabil sunt mai puține seturi de șah. În primă fază, norocoșii acestui amplu proiect educativ au fost elevii din școlile 1 și 7 din municipiul Giurgiu, dar și cei care învață la unitățile de învățământ Dimitrie Bolintineanu din Bolintin Vale, Butur Ugeni, Letca 9 și Liceul Teoretic Tudor Vianu. Bine, director, să vă fie de folos, să vă ajute viitor și să avem pe copii care își doresc să practice șahul. Vă dăm și tableta. De la școala Butur Ugeni, domnul profesor Popadan, care an de zile a avut și la gimnaziu un elev cu participare la finale. Felicitări, domnule Popa, felicitări! Frumos! Să vă fie de folos și da. Să sperăm să ne mai întâlnim și la o evaluare, să vedem și noi cum evoluează copiii. În timp ce la nivel central se discută încă cine și cum se va preda această materie opțională, mai mulți profesori de sport din Giurgiu și-au exprimat deja dorința de a se perfecționa pentru a putea preda chiar ei șahul. O să mă întrebați la un moment dat de ce șahul? Șahul pentru că s-a demonstrat prin studiile pe care s-au făcut la nivel mondial, european și pe studiile pe care o să le facem și noi la nivelul Federației Române de Șah, că șahul, practicat încă de la vârsta fragedă, încă de la cei 7 ani de acasă, oferă o dezvoltare a personalității copilului mic extraordinar. Îl învață să comunice mai bine, îl învață să ia decizii importante într-un timp foarte scurt, îl învață să fie sociabil, învață copilul mic să aibă răbdare. Într-un final îi dezvoltă foarte mult capacitatea proprie de a se dezvolta și anume dezvoltă istețimea. Înregistrarea integrală a conferinței de presă, precum și alte detalii legate de implementarea acestui proiect, veți putea urmări în emisiunea Fără Menajamente de miercuri 4 martie. Invitat special pe această temă va fi Iulian Ceaușescu.